să mai rășnim din râșnița știrilor să mai scoatem ceva bun pentru astăzi la cafeaua de după cu al dumneavoastră Nicu Ben, de atât pe Facebook cât și pe YouTube. No, ce ziceți? Să ridică lumea, transportatorii, fermierii, or drumurile. Noroc că nu avem autostrăzi. Vă dați seama, s-a apucat ăștia de grevă, paralizau toată situația în România. Dar noi avem drumuri puține, Grindeanu și cu, cu Ciolacu. Când a început protestul, unde erau să vadă filmul Ferrari. Ironia sorții. Cum este ironia sorții și faptul că ultimul supraviețuitor a haiducilor moșcelului, cei care s-au retras preț de câțiva ani în munți de teroarea comunistă, ultimul dintre ei, a decedat în urmă cu câteva zile. Trebuia să ia vreo 10.000 de euro de la statul român, daune pentru timpul petrecut pe nedrept în închisoare. N-a mai apucat să ia. Dar între timp, pensii speciale, măriri, măriri și iar măriri, avem taxe și impozite. Eu că mă și dezinfectez pe mâini de la așa știri. Remedium 3, farmacia din piața Avram Iancu, să le dea Dumnezeu sănătate, că nu mai intru pe ușă și, Doamnele, știu de ce bolă sufăr. Și mi au dat, dat un pix, doamna dirigintă, mai ales un pix, zice, Domnul Bendea, ca să scrieți bine știrile și un dezinfectant. Dacă știrile prea nașpa să mă dezinfectez pe mâini, Merge mai departe, ne dezinfectăm și în interior, cum vin recomandat de prietenul Radu Ilea. Cafele n-am primit, dar știți voi, pe buymeacoffee.com slash nicubendea, Bendea, totdeauna ați binevenite. Are cofeină, ce să zicem, da. Drăgușin, mai ce ziceți de Drăgușin? Perla fotbalului românesc. Cel mai mare transfer, 30 de milioane au dat englezii și el în primul meci a jucat 11 minute și a dat 8 pase. Bă, suntem cu ochii pe el mai tare decât pe Simona Halep. A zis și Mitică Dragomir, doamne, asta e da dracu, doamne. A, a, Drăgușin ăsta e drăcușin, doamne, joacă. A, nu degeaba s-a transferat el la Tottenham Hotspur. Hot, știe, a, succes îi dorim. Cât despre Bianca Drăgușin, Bianca Drăgușanu, nu Bianca Drăgușin, a fost văzută într-o benzinărie cu o cagulă pe față. Cu o cagulă pe față a început, cu bormașină, cu glet, cu nu știu ce, își reface fața. O să arate ca și fu, nu știu, o să arate bine, dar poartă să nu-i se vadă vânătăile și chestiile. O echipă de medici remodelează fața, vă dați seama, acolo e lucru dracului cu Bădălău, cu, deci Bianca cu Cagula și Bădălău îi de... ce poate și el, asta e viața doamnelor și domnilor la cafeaua de după cu același Nicu Bendea, cu fața neschimbată, cu fața neschimbată. Miramar s-a certat cu Bia Califa. Păi nu știți cine e Miramar? Păi eu ce vorbesc aici a vineri de vineri? E asta lui Țancă Uraganu. V-am pierdut. Nu, mai, mai departe. O e... Dar cine-i Mia Khalifa? Nu-i Mia Khalifa. A, nu nu, Nu, îi, îi Mia, dar cu B. Dublu B. E vineri dimineața. Se mă uită și copiii care nu își cumpără vin. O elevă din clasa a 5-a a luat o sticlă de vin și a poștălit-o cu colegii în pauză. Bine că nu cu diriginta. Păi zice, la dirigintă numai cu whisky ajungi. Zice, ce să fac, să a scuzat, ce să fac, că frate meu dintre a șaptea o dus țuică la colegi. Cu ce au avut și așa, anomalii de la mic până la mare. Un pensionar de 83 de ani a fost văzut într-o gară cum oferea tinerilor câte 100 de lei pentru o partidă de amor. La 83 de ani. Vorba lui Gică Petrescu. L-a întrebat cineva pe Gică Petrescu, a saltat de fane. Maestre, și ce te, fac dacă zic da? ce te faci dacă zic da? <laughs> la 83 de ani? Că e aia ca și bagnota de 100 de lei. Albastră și mare În fine! În fine, să fim tari și să nu ne lăsăm, că am avut asta, cum îi zice, lunea albastră. Vom mers mai rău și la mine lunea albastră e și marța, după luni. O? A fost ziua poetului nepereche, ziua culturii naționale. Mihai Eminescu, sigur știți versuri de alea că la trecut îți tu mare, tuți mare viitor. Mi-am adus aminte o, o, întâmplare spusă de prietenul Gabriel Bal Bălaș, mama lui era profesoră de română undeva într-un sat, ce întrebare să pună ca să treacă elevul? Zice, te rog să-mi spui în ce an a murit Mihai Eminescu. La care elevul s-a răcut, zice, a murit? Eu am Dar a fost beteag? Să fii sănătoși și la pungă groși, să fiți fericiți, cu viața trăiți. Farmacia inimii Catena. Putea face reclamă și la asta, mă. Dale din Excel. Sănătate și weekend plăcut. Da, ce loc frumos ai aici. Da. Orul codu maimuța plângătoare, un loc unde râzi, plângi și te împaci cu toată lumea. Când îți recomandă Radu Ilea un vin... E 10 dimineața, de noi am filmat seara. Dacă vă vedeți pe la 11 pe după pită, nu știu ăla.